Suedia, Elveția, Serbia, Turcia, Danemarca, Slovacia și România. Bine că evităm Serbia. Cum era cântecul acela? Amintirile mă chinuiesc. Ia să vedem. În orice moment poate apărea numele echipei selecționerului Răzvan Lucescu din această urnă. Pentru grupa A, alături de Azerbaijan, Kazakhstan, Belgia și Austria, este Turcia. Austria, Belgium, Kazakhstan, Azerbaijan. Turkey, the brilliant semifinalist in the last European Championship. E o grupă care mie personal nu-mi plăcea, bine că am evitat-o. Pentru grupa a doua, grupa B, alături de Andorra, Armenia, Macedonia și Irlanda, este echipa Slovacia. Slovacia, who qualified for the World Cup, joining the Republic of Ireland, former Yugoslav Republic of Macedonia, Armenia and mergem mai departe. În grupa C, alături de insulele Feroe, Estonia, Slovenia și Irlanda de Nord, va evolua din a doua urnă valorică echipa Serbiei. Serbia also qualified for the World Cup, joining group C. Grupa D, grupa E, par cel puțin din punctul meu de vedere destul de accesibile. E de evitat grupa G. Da. Muntenegru, Saragarilor și Bulgaria. Haide să vedem. With Romania. România este în grupa D alături de Luxemburg, Albania, Belarus și Bosnia. Este o grupă, este o grupă accesibilă. Chiar dacă avem parte de echipe care au câțiva în componență câțiva super jucători, cum este cazul Belarusului, totuși cred că până acum nici Luxemburg, nici Albania, nici Belarus, nici Bosnia-Herțegovina nu au valoarea echipei pregătite de Răzvan Lucescu. În grupa care ne zâmbea, grupa E, cu San Marino, Moldova, Ungaria și Finlanda, intră până la urmă Suedia din urmă. Îi va zâmbi lui Gabi Balint. Iar în grupa F, alături de Malta, Georgia, Letonia și Israel, se află o echipă care se lasă greu scoasă din bilă. Este vorba de Grecia, da. Greece together with Israel, Latvia, Georgia and Malta in group F. Da, în general deplasări scurte pentru Grecia, dacă vorbim din punct de vedere al criteriului geografic. În sfârșit să trecem la grupa G, unde alături de Muntenegru, Țara Galilor și Bulgaria va evolua Elveția. După care mai sunt descos două echipe din urnă pentru grupa H alături de Islanda, Cipru și Norvegia, respectiv pentru grupa I. Danemarca și Slovacia par a fi. Lituania și nu, Scoția. Slovacia a ieșit deja. După care Danemarca. Denmark, the European champions of 92 in Sweden, of course. Da, 1992. Să-l ajutăm pe domnul Infantino. În acel an în care, venită de pe plajă, Danemarca a mers până în finala campionatului european pe care a și câștigat-o. Cehia alături de Liechtenstein, Lituania și Scoția și acum, pur la bon buș, un final cu suspans, pentru că vor fi scoase pe rând din urnă și alocate în grupele de la A la I. Echipele cap de serie ale acestei trageri la sus. Nume grele, nume periculoase. Spania, Germania, Olanda, Italia, Anglia, Croația, Portugalia, Franța și Rusia. Da, într-adevăr, parcă s-a lăsat puțin și grafica electronică pe ecran din cauza greutății acestor echipe. Cu cine ai prefera să jucăm? E greu de spus, nu? Poate Portugalia, poate Croația. Mă gândesc la frumusețea jocului întâi și întâi. Poate aș prefera Anglia, care în ultima vreme am cam învins-o. Mă rog, în ultima vreme, așa, metaforic vorbind. Germania, Turcia, Austria, Belgia, Kazakhstan și Azerbaijan. Germania și Turcia în aceeași grupă, da. Austria de asemenea acolo, Belgia. Toate meciurile, da, care se vor juca în Germania vor avea probabil în arenă galeriile împărțite în jumătate. Vechi prieteni, spune și Gianni Infantino. Trecem la grupa B, Andorra, Armenia, Macedonia, Irlanda, Slovacia și Rusia.
Cine va fi capul de serie al grupei C, în care se află până acum insulele Feroe, Estonia, Slovenia, Irlanda de Nord și Serbia? Cine va întâlni Serbia? Nu-i va fi ușor. Italia. Italy, the world champion, the reigning world champion in Group C with Serbia, Northern Ireland, Slovenia, Estonia and Faroe Islands. Încercăm un pronostic. Bine, se știe că Italia începe prost și termină bine. Nu, 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 pronostic la grupa noastră. La grupa noastră. Luxemburg, Albania, Belarus, Bosnia și România. Cine joacă în această grupă? Franța. Iar Franța. Iar Franța. Romania, Bosnia, Herzegovina, Belarus. Doar vechii noștri prieteni, francofoni, da, da. Vechii noștri prieteni, oamenii lui Domenech. Adevărul că i-am cam încurcat în ultimele I-am încurcat și după atâtea rezultate de egalitate, parcă trei în ultimele meciuri directe, ar fi cazul să încercăm și o victorie împotriva băieților lui Domenech. Așadar, Franța, România, Bosnia, Belarus, Albania și Luxemburg este grupa de preliminare pentru turneul final al celei de-a 14-a ediție a campionatelor europene de fotbal, Polonia-Ucraina 2012. Olanda a fost deja extrasă pentru grupa E, grupa cu San Marino, Moldova, Ungaria, Finlanda și Suedia. Trecem la grupa F, alături de Malta, Georgia, Letonia, Israel și Grecia. Cap de serie al acestei grupe F este Croația. Interesantă și această grupă. Și astfel am încheiat cele șase grupe de câte șase echipe. Trecem la ultimele trei grupe, care vor avea câte cinci echipe. În grupa G, alături de Muntenegru, Țara Galilor, Bulgaria și Elveția, cap de serie este Anglia. Anglia împotriva echipei Țării Galilor. O grupă extrem de grea, de complicată, cel puțin în ceea ce privește locul 2. Cum ar spune Sean Connery, Welsh? Am văzut un zâmbet pe echipul lui Fabio Capello. Portugalia, alături de Islanda, Cipru, Norvegia și Danemarca. Și în sfârșit, în a noua și ultima grupă preliminară, grupa I, în ordinea extragerii, alături de Liechtenstein, Lituania, Scoția și Cehia. Nu mai poate fi decât Spania. Spania. Everything is correct. Nu știu dacă e chiar totul corect. În sfârșit, să recapitulăm, doamnelor și domnilor, grupa D, grupa în care va fi echipa României, reprezentativă pregătită de Răzvan Lucescu, Franța, România, Bosnia-Herzegovina, Belarus, Albania și Luxemburg. Concluziile le trage colegul nostru Ionel Stoica, alături de invitații săi în studioul de la București al televiziunii române, în ce îi privește Dragoș Bocanaciu și Sorin Cobana. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun, ca de obicei, la revedere, pe curând!